îți mulțumim, domnule Iacob, că dânsul ne-a spus de, de evenimentele acestea superbe și am înțeles. Ne luăm la revedere de la domn primar, că am înțeles că da, trebuie să plece și îi mulțumim încă o dată de prezența dânsului aici. Mai mult, dar am și lucruri lumești. Aici nu mai consum. Aș vrea să mulțumesc prințului Andrei că m-a sunat să-mi reamintească. Dintr-o concurență nu aveam un agenda, dar mă bucur că am venit aici. Bacău au fost din multicultural, multietnic. Uneori au fost majoritari evrei. Da. Știți că în moment majoritatea... Da, dar erau mai mult decât populație românească. Da. Dar se mai întâmplă. Dacă au mai mulți, au prosperat aici, normal. Da. Legături sunt peste tot. Socul meu este născut în Strunga. Și mică lumea asta. Mă mândresc că-s moldovean din naștere. Nu născut în Brăila, care nu e Moldova, ci născut în Galați. Da, asta e așa. Bunica e basarabeancă, bunica din partea tatălui, a fugit de acolo din colectivizarea a bolșevicilor și a dat din colectivizarea comuniștilor români și a rămas. Exact. Și mulți au fost în situația asta și cred că orașul și România a demonstrat că e primitoare cu toate din. Andrei vorbea de un istoric discriminare. Este acum, eu cred, și din problemele recente, adică comunismul și cum ne-a afectat, dar... Nu neapărat de comunism, mă refer că de faptul că educația de acasă se creează într-un ritm rasist. La asta mă Eu vreau să zic că România a fost pionierată în drepturi civile. De exemplu, tot pe partea de rom, România a fost primul stat, cred că din lume, care a abolit total sclavia. Americanii au făcut-o în anii 70, în 1870. Francezii, madriluniți, la 1848. Dar România a fost înainte de 48. Ar trebui să ne mândrim cu asta, pentru că, practic, noi eram mult mai evoluați pe drepturi civile decât francezii, care se laudă, americanii. Când ne-am mai prostit între timp după comuniștii, asta este istoria. Că mai facem bine, mai cădem... Și istoric am fost foarte agresați. Da? Spunea domnul Vosganian, s-au bătut armenii cu aia, păi și noi le-am bătut cu grămadă. De 11 ori au venit rușii peste noi. Deci doar Rusia, poporul rus în diverse forme, imperii, doar de 11 ori doar ei. Dacă mai avem, încă nu e... Doar da. Nu s-au prin numărătoare. Dacă mai punem și alte atâtea neamuri și triburi și migratori, și noi suntem plini de cicatrici. Dar cu toate astea și noi ne-am păstrat cultura, religia, tradiția. Eu am crescut de la 3 ani la 18 în Brăila, care a fost răia turcească pe 100 de ani. Da, da. Frumoasă cultura turcească, dar la Brăila a rămas doar bacșiș. În rest am fost destul de căpoși și n-am absorbit nimic. Și șaorma vine, dar asta e internațională. Și sarailinic și baclavale. Așa, da. Restul n-am păstrat. Au mai rămas și tunelul subteran, e deci ce vreau să zic este că ce se întâmplă aici e o normalitate și o să îmbrățișăm și într-adevăr mai există oameni care din familie nu înțeleg. Că mulți nu călătoresc în viață mai mult de poate 30 de km față de locul de naștere și atunci eu am văzut așa, am zis-o pe pielea mea în Franța când am fost la studiu. Unii când auzeam câți români, își puneau mai mult buzunar. Gândiți-vă că tot ce înseamnă istoria sentimentelor, aproape 30 de episoade, înseamnă vreo 45.000 de kilometri parcurs și în țară. Da, și atunci, e normal, în toate etniile, toate statele, există oameni care nu prea călătoresc și au niște tendințe xenofobii, dar noi întâmplăm să-i înțelegem, să-i ajutăm, cum era domnul profesor, am reținut numele Rudy, care era un exemplu de ce înseamnă acceptare. Da? Și cum putem să facem toți. Și cu asta sper că m-a acceptat și pe mine, trebuie să merg la șefa mea, care e soția. Care a lăsat-o în zi de Sfânt Andrei de dimineață la 6 singurul copii. Și îl așteptăm pe domnul Cunan la seara minorităților pe data de 18 decembrie
care este deci prin lege, prin hotărâre de guvern, este dedicată minorităților naționale. La ce oră? La ora 14. Îmi notez acum cum ies ca să nu mă surd neapărat, prințul să vin sigur. Bună, sănătate! Dar cum la voi cu minoritățile...